Există o doamnă care are un sindrom. Se cheamă sindromul babei cu 10 câini în casă. Așa este. Așa este. O pensionară stă închisă în casă cu o turmă de câini. Știam că se cheamă haită, dar mă rog. Noi îi spunem cireadă. Așa. I-a adus pe vecini în culmea disperării. Câinii scheaună atât de tare că se aude și la blocurile vecine. Să nu mai vorbim despre mirosul insuportabil. Și ca să fie toată treaba îngrozitoare, vara aceasta cadavrul unui patruped a fost pus pe geam la soare. Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața! Să știți că eu sunt din București, dar stau la ea și din cauza mirosului, care nu mai suport. Era o babă lângă mine, avea 20 de pisici și m-am mutat la ea și cu cățelușii mei. Mă numesc doamna Brigita Barou și m-am mutat aici, n-am decât 43 de cățelușii. Dar nu vă supărați, moșii simpatici. Câte camere aveți? Una. Garsonieră, stau în garsonieră. Dacă îmi permite, eu sunt vecinul. Sunt mare crescător și cum de v-ați găsit pe aceea scară? Și am 6 cai. În casă? Nu sufragere. Eu întotdeauna o să vând garsoniera mai ieftin decât domnul. 6 cai și 40 de câini. 40 de câini frumoși. Am înțeles că sunteți foarte hotărâtă, da. Vecinii vă bat cu cărămizi în ușă, poliția vine, nu deschideți. Păi, ce e asta? De ce plângeți? Nu, că eu vreau să deschid, dar nu pot. N-aveți loc. N-am loc, să-mi fi maială. De ce ați pus cadavrul unui câine? A mai și murit. Cum aveți grijă de ei dacă acel câine a murit? Am încercat să mai reduc din numărul de câini. Și am un ciobănesc mioritic de berceni pe care l-am dus cu mine de aici din București și i-am dat să țină un șițu, un șoricar și un pechinez. Și el, dacă i-a ținut în burtă, i-a mâncat. Și de ce l-ați pus la geam? Să se usuce? Să se usuce, mamă, să se usuce. Dacă îmi permiteți, să dau de mâncare la ce?